și ne întoarcem la vechea problemă a oricărui proiect de lege, cea a sursei de finanțare, de unde vor fi banii aceștia, pentru că în momentul de față, după cum probabil și dumneavoastră știți, guvernul se luptă de câteva luni de zile să acopere acea gaură bugetară. Stimate domn Bulpe, pe toate aceste lucruri cred că vi le va explica cu plăcere colegul meu, domnul ministru Boloș. Vă doresc o seară excelentă și vă doresc numai... Și dacă ne puteți spune a doua întrebare, doamna ministru, a doua întrebare, pensiile speciale, cât reprezintă din acest impact suplimentar pensiile speciale, recalcularea lor? Că și ele vor fi majorate în baza acestui nou proiect de lege. Toate pensiile de serviciu, la acestea mă refer. Deci nu sunt incluse în acest calcul, acest impact. Da, vă mulțumesc, doamnă ministru. E clar că acest interes pentru acest proiect de lege nu se va stinge astăzi, dar...